Astăzi vorbim despre dezavantajele mașinilor electrice împreună cu Vlad și Marian. Vă salut, domnilor! Salutare! Salutare! Hai să vedem care sunt dezavantajele mașinilor electrice. Începusem un podcastul trecut legat de plăcerea de a conduce doar la viteze mici 0-60 la oră, în care ai un motor de 3.000 la 8.000 de euro. Așa? Și lipsa plăcerii de conducere peste 100-105 la oră deja faci, și chiar și cu mașină de 40-70 de mii de euro, faci o depășire 2-3 și până la urmă te întorci tot la 105 la oră, că altfel nu mai ajungi la destinație, chiar și cu bateriuță mare, în principiu. Eu vorbesc pentru publicul larg, nu am bani de 20 de mii de euro, nici măcar, mașină 2.000-1.500 de euro. Mai sunt și alte dezavantaje în afară de viteza mare. Printre care este încărcarea pe frig în perioada răcoroasă. Adică este foarte ce ascultați, o părere care o ascultați la cineva care are o mașină electrică în București, în sudul țării, și unul care o are la Brașov, este colosală diferența. În sensul că dacă el e mulțumit iarna la București, cel de la Brașov o să fie nemulțumit, clar. Sunt diferențe mari de temperatură și o să discut despre o secundică. Unde rămăsesem? La efectul de sobă, așa îi spun eu la baterie. Efectul de sobă în ce sens? Că acumulează frig, în ghilimele, acumulează frig acea baterie. Peste noapte ea se răcește, dimineața, să zicem că noaptea ai avut minus 2 grade, minus 10 grade la Brașov, nu mai spun, și dimineața ea este rece. Și se întâmplă de la noaptea temperaturi mici, vara să ziua să ai 10 grade, când sunt babele de genul ăsta. Acum ai 17 grade și ziua următoare îți ninge, ai minus 3 grade sau minus 7 grade în București. Și te duci să încarci rapid, na, că dacă e gratuit, te mai duci și la rapid, și observ că dacă n-ai OBD sau să vezi viteza de încărcare, că curent alternativ nu o vezi la stație, că nici nu are cum, o vezi în mașină de obicei prin OBD, nu ți-o afișează, și cu aplicație pe telefon. Și pot să dau un caz concret. Ieri am fost la Ploiești. Eu am crezut că e mașina plină, dar nu era. Era, avea doar 3 sferturi. Deci, na, din 22 de kW aveam vreo 17 kW, sau să zicem așa, în loc de 180 de km sau 140 de km, iau cum vrei, că asta e una e vara, alta iarna, aveam cam 70-80% baterie. Am plecat. De ce am plecat? Așa și n-am mai încărcat, am plecat să aveam de livrat ceva. Mă uit pe OBD, charging 4 kW. Băi, mașina poate 41 pe curent alternativ, dacă ai stații, dar sunt mai rar, dar în general Type 2 ai de 22 de kW și 4 kW. Asta e motivul pentru care n-am încărcat de la 80% la 100% și am plecat la Ploiești doar cu atât. Deci, teoretic, nu mi-ajungea să mă întorc. 140, să zicem că e plină, 120 sau 110 aveam disponibil, că era frig ieri, și doar 4 kW era viteza de încărcare pe frig. Nebunei. Am plecat pentru că știam că am suficiente stații de încărcare și gratuite și cu plată, și eu când ajung acolo, chiar dacă bateria este super rece, avea doar 2 grade. De asta mi-arăta acum 4, că o să încarc doar cu 4 kW. La 2 grade temperatura bateriei, asta era viteza. Și știm că acolo ajung cu la jumătate, chiar dacă ea are 2 grade, să zicem, dar nu are, crește temperatura odată cu ce mergi cu mașina și în funcție de cât de tare o calci, firele alea în baterie se încing și bateria respectivă se încălzește. Sunt bateriile de la Tesla care au acea liță între celule, se încălzește foarte tare. La Zoe, de exemplu, e pe pungulițe și pungulițele respective au niște lamele foarte late și nu are pierdere de căldură atât de mare.
Nu, pur și simplu nu se încălzește. De fapt, nu se încălzește, că e rezistent. Pentru că are panglică sănătoasă, cât palma mea, sudată între ele. Și toți posesorii de electrice știm de să-i facem yo-yo, așa se denumește, adică o accelerez tare, o frânez tare, accelerez tare, frânez tare, dar în funcție de baterie, una se încălzește mai tare, una mai încet și ajungi, uite așa, ajungi pe la Ploiești în loc de 2 grade, la 11 grade și la 11 grade îmi promitea 24 de kW viteză de încărcare. Și pleci, deși știi că nu ți ajunge să te duci să te întorci, pleci pentru că te bazezi pe acele stații de încărcare cu plată sau fără plată. Am plecat, am ajuns acolo, am livrat ce am avut. Bineînțeles, soția mi-a trântit o listă de cumpărături. Știam, am un lit de la Bleșoi. Am făcut cumpărăturile. Bineînțeles că am verificat viteza cu care încarc înainte să ies din mașină și băga cu 22. Ce înseamnă asta? Că... De ce ai verificat? Maxim. Era pentru că este frig. Iarna te uiți la treaba asta, vara nu te uiți. Nu te interesează problema asta, pentru că este o viteză de încărcare la care nu se merită să mai stai la stație. Acea viteză, din punctul meu de vedere, este 7 kW. La 7 kW viteză nu se merită. Cât te costă pe tine o oră din viață? Ăsta e răspunsul. N-ai ce căuta, frate, la 7 kW la stație. Și acum să se ia de mine toți cu plug-in. Tu zici de încărcătorul intern. Nu, deci stația livrează 22. De stație, da. Mașina poate 22. Păi știu, din cauza onboard charger-ul. Nu, deci, repet, stația poate 22, zoile meu poate 41, dar nu poate stația să tragă cu 41, dar majoritatea zoilor noi doar 22. O să explic de ce a renunțat zoie de la 41 la 22 de kW pe Type 2. Dar nici stația îmi oferă 22, mașina poate 22, dar nu încarcă și totuși și mașina poate 22, dar nu încarcă cu 22. Datorită bateriei, care este, o să explic de ce iarna avem problema asta. Cred că asta ar trebui să fac prima oară și apoi revin la povestea de el. Să fie pe înțelesul tuturor, problema cu iarnă-vară, cu încărcarea lentă iarnă-vară, va fi rezolvată cu celulele Tesla 4680 de la Berlin, de la Berlin, de pe model Y. Hai că acum, la sfârșitul anului, o să vedem câteva bucăți, dar la anul scăpăm de problema asta cu încărcatul lent iarna. S-a cumpărat câteva tehnologii de la Maxwell și Hibar și a cumpărat Tesla acele... Care mai sunt, nu. Și Tesla a cumpărat complet firma ca să aibă acces la aceste tehnologii. După ce a pus cap la cap toate cele, a fost acel Battery Day care s-a lansat, nu a putut să spună tot ce oferă celulele grase astea 4680, pentru că nimeni n-ar mai cumpăra nu știu cum se numește, am uitat, o să spun data viitoare cum se numește efectul ăsta de canibalizare și nu pot să lauz prea mult nou produs care o să-l lansez, pentru că nu se mai vinde cel curent se va rezolva treaba asta, o să încărcăm super rapid în 15 minute 400-500 de kilometri ca popa de la toamnă, dacă ai o stație care să-ți ofere treaba asta. Da, uite, eu... Tesla, pe lângă că a revoluționat și are deja, Elon Musk a spus clar, a vrut să le-a dat ordin inginerilor să țintească Luna, iar inginerii au nimerit pe Marte. A spus că a fost peste așteptări, pur și simplu, celulele astea și tehnologia asta, dry electron. Și acum revenind la problema actuală, deci ce vorbim noi acum, peste 10 ani sau 5 ani o să râdem. Pur și simplu nu mai avem problema asta cu vară-iarnă. În sensul că, și acum vreau să dau explicație destul de ridicolă pentru cei care nu înțeleg de ce iarna încarci foarte lent, considerând că avem un calup de marmeladă și un pumn de nisip, da? Și vrem să trecem nisipul ăsta, sunt electronii, prin marmelada respectivă. E ridicolă comparația. O să iau o grămadă de bășcălie corect, pe treaba asta. Dă-i drumul la nisip, cum trece prin marmeladă? Foarte greu. Pe lângă că trece foarte greu, să zicem că a ajuns o parte din nisip pe partea alaltă, curentul electronii, da? O parte din nisip rămâne înăuntru. Și aici intrăm într-un alt podcast în care vorbim despre degradare. Asta înseamnă degradare. Nisipul care rămâne în marmeladă. Da? Și cum putem debloca, că se poate debloca într-o oarecare măsură, să readuci bateria, să crești, să scazi degradarea bateriei. E
Eu am reușit treaba asta anul trecut, de la 98% am ajuns la 92%, iar toată vara am reușit să aduc de la 92% state of health, starea de sănătate, am adus la 97%, n-am reușit la 98%. Văzând treaba asta că pot, mi-am permis să fac fast charge iarna, ceea ce nu este indicat sub 5 grade. Deci fast charge-ul sub 5 grade degradează bateria. Dar având asta în mânecă, mi-am permis să risc și din nou am 90% și de la 97% am din nou 92%, dar a venit, deja avem mai mult soare și pot să încarc acasă liniștit de la fotovoltaice, slow charge și prin metoda de slow charge, într-o oarecare măsură, poți readuce state of health-ul cât de cât 2-3-5% înapoi. Așa, despre asta era vorba, cu problema cu încărcatul iarna. Bun, am lăsat-o, am coborât din mașină la Lidl, băga cu 22, am verificat că iarna te uiți, că asta e tehnologia, în 20 de minute mă întorc la 65% încărcare, deja a scăzut la 15 kW, zic, bă, la 10 kW eu plec, eu nu stau, prețul, timpul meu per o, de o oră de încărcat valorează mai mult decât îmi oferă stația aia gratuit. Și m-a deranjat că la 65% deja era vorba de efectul de sobă, că aici vorbeam. Chiar dacă ai 7 grade afară, 8-10 grade, bateria în continuare are 2 grade, dar asta nu le vezi decât prin OBD. Și te miri de ce încarcă super lent și ții stația ocupată rapidă pe la magazine, o ții ocupată aiurea, pentru că ea este rece, bateria. Respectiv, tu nu vezi treaba asta, deși tu vezi că afară sunt și 17 grade, 15-17 grade și ea încarcă lent. Pentru că este efectul de sobă, îi spun eu, cu 8-10 ore în urmă, acolo a acumulat o temperatură și s-a stabilizat temperatura și de-aia încarcă lent. La 65% văd 15 kW că bagă, băi, deja mă uit, aș pleca, că eu aveam nevoie doar de o marșă, întotdeauna, ca să mă întorc, eu aveam la limită să mă întorc. Bă, dar se întâmplă ceva pe drum, ai o pană, nu știu, se întâmplă ceva, trebuie să ai un parfăr, nu te duci la limită acasă. Și a fost ajuns 15 minute când mi-am făcut cumpărăturile și eram curios să văd, mă, ce se întâmplă, că avea deja 11 grade, băga 15 kW, pe la 65% nu era normal să facă treaba asta, adică normal. Ți-ai dori mai mult. Dar în timp ce ea încărca cu 15, s-a acumulat și căldură și de la 15 a crescut viteza de încărcare. Când normal trebuie să scadă, când te duci cu procentele mai sus de state of charge, normal scade. Dar uite că a început să crească doar prin OBD, vezi treaba asta, ori făcând calcule cu calculatorul în mână, stai într-una, din două în două minute să-ți dai seama cu cât încarcă viteza de încărcare. Asta pe TAI-2, pe curent alternativ. Și n-am mai stat. Am stat 5 minute, am văzut că crește, deja ajunsese la 80%, era mai mult decât suficient, dar eu, în general, stau un pic mai mult. Dacă e vorba de 3, 5, 15 minute și nu mă grăbesc și n-am nimic de făcut, sau pot treaba să mi-o fac în mașină, stau în sensul că dacă ajung acasă și îmi sună cu o problemă urgentă, copilul s-a bolnăvit și a rupt o mână, ai ceva, o urgență de făcut, tu ești deja cu bateria descărcată când ai ajuns acasă. Și întotdeauna trebuie să ai o marjă, mai ales la bateriile mici, cum am eu. Repet, eu sunt un caz disperat împreună cu i3-ul vechi și cu alte Leaf-uri vechi care au bateria asta mică. Deci mă gândiți, nu vreau să vă sperii. Pur și simplu, bateriile, mașinile moderne cu 50 de kW, nu mai e problema asta. O am doar eu. Și de asta îmi iau o marjă mai mare când ajung acasă, totuși să mai am un range de 60-70 de kilometri ca să am un drum de acasă până în București, urgent, dacă cumva. Deci tot timpul e dacă. Trebuie să fiu un pic mai organizat. Deci nu se potrivește pentru cel dezorganizat, un program dezorganizat care nu poate anticipa niște lucruri în următoarele ore sau următoarele zile. Da, și... e bună remarca asta ta. Trebuie să fii un anumit tip de om ca să înțelegi mașinile electrice. Ștergeți cu buretele la un zoie de 50 de kW, tot ce am zis eu. Pentru mine e lux. Dacă aș avea un zoie de 50 de kW, pentru mine este wow. Adică, și o să explic și de ce pot să scot un rage din 50 de kW, o să iar sară-l în sus,
pot să merg cu ea cu un plin la zoi de 52 de kW, pot să merg 475-480 de kilometri. Eu am făcut niște calcule de cost de încărcare la niște metode de-astea lumești, să spun, fără să necesite investiții pe acasă. Și, adică cum aș fi eu, de exemplu. Nu am nimic, stau la bloc. Hai să arunc doar o pastilă și într-un alt postcat o să detaliez treaba asta. Acasă, dacă ai teren sau un pic de teren, deci numai pentru cei care stau la casă, ceea ce sunt jumătate din cei care ne urmăresc, poate, sau, dar cel puțin jumătate din populația țării, poate oricând să aibă propria benzinărie, să-și producă propriul combustibil, în ghilimele, printr-un sistem fotovoltaic. Îți oferă doar 8 luni din cele 12 luni, îți oferă curentul necesar sau combustibilul necesar. A ajuns prețurile exagerat de mici la sisteme fotovoltaice. Deci nu ai voie în ziua de azi, pur și simplu n-ai nicio scuză. Dar atât cât ai teren, n-ai nicio scuză. Adică eu am zis în toate prezentările de electrice că mi-aș pune problema... O să arunc pastila asta și o să promit că o să detaliem într-un alt podcast. Eu am sistem fotovoltaic de 6 ani care am făcut doar un test cu 4 panouri în timp ce construiam casa și după ce m-am convins și am văzut clar cât producă, panou scria 250 de W, dar în realitate te bazai pe soare 170 de W din acel panou. După ce mi-am făcut testele de bază, am stat la pândă după oferte de panouri la vremea aia, care erau foarte, foarte scumpe atunci, și mi-am făcut un sistem de vreo 7 kW, 7000 de W, împărțit la 250 de W, să văd câte panouri mi-am luat atunci. După ce m-am convins de treaba asta. În ziua de azi, la orice oră, poți să-ți cumperi singurel, fără nicio milă de la stat și alte dat în judecată statul. O să detaliez și treaba asta în alt podcast. Poți să ții un panou de 300 de W cu 500 de lei. Ai 25 de ani garantat curent cu 500 de lei, 300 de W. Din cei 300 de W, 200 de W îți va produce fără probleme, 220 de W într-un panou de 300 de W. 500 de lei. Dacă luăm 10 panouri, sunt 5.000 de lei. Da? Asta înseamnă un sistem de 3.000 de W sau 3 kW. Cu 50 de milioane, da? Și ai propria pompă de motorină și benzină în casa ta. Un invertor, înainte erau foarte scumpe invertoarele, acum ați un invertor de chinezărie, cei drept, dar de generație nouă, care chiar e hibrid cu adevărat, e sub 4.700 de lei, nu ai voie să dai alt tip de invertor mai ieftin, din punctul meu de vedere. Nu te zgârci mai jos, pentru că e de generație veche, trebuie neapărat să-ți iei unul care, hibrid, care merge și fără baterii. Deci generațiile vechi, dacă deconectai, aveai panourile conectate și bateria deconectată, se ardea invertorul. Astea noi, de asta sunt un pic mai scumpe, pentru că mergi și fără baterii. Că ce faci cu invertorul cu puterea aia? Că trebuie să o verse undeva. Aia, uite că acum se poate și să ții, deci cu 5.000 de lei panouri și cu un invertor, să zicem, tot de 5.000 de lei, dar găsești pe la 4.700, ai un sistem, 2.500 de vați reali care să-ți bage timp de 8 luni pe an, da, ori 8 ore. Pe scurt, benzinărie la tine acasă, ți-o faci calculând în felul următor. În România ai 1200 de ore de soare. Ăsta trebuie să-ți rămână, toată lumea trebuie să țină în minte, în cap, 1200, cel puțin 1200, în funcție de vreme, că sunt ani diferiți, dar ai cel puțin 1200 de ore de soare. 1200 de ore, așa se face calculul, am calculat în față, 1200 de ore de soare, ori am zis 10 panouri de 300 de W, înseamnă 3.000 de W. Da? Și faci 1200 de ore de soare, ori 3 kW. Simplu. Și ai aflat producția ta pe un an. Înseamnă 3600 de kW, ori 0,7 lei, că ăsta e cel mai scump curent casnic, înseamnă 25 de milioane pe an curent te scutești. Un sistem de 100 de milioane. Nu ai nicio scuză în momentul ăsta, dar asta cu condiția să-ți montezi singur. Deci tu când îți montezi, dând un telefon, da, și să-ți vină ăla cu roaba,
Deci sistemul la fotovoltaic, sistemul de prindere de aluminiu pe acoperiș, în primul rând că găurește acoperișul și nu e ok, doar eu mi l-am găurit cu mâna mea și am pus și silicon și am avut grijă garnitura aia de cauciuc pe tablă să se așeze cum trebuie, să nu am scurgeri de apă, este destul de riscant să pui pe acoperiș și e multă manopere și triplezi efectiv prețul la sistemul de fotovoltaic. Deci scule costă să ai pe viață 2500 de wați pe oră, timp de 8 luni pe an, doar dacă pui mâna pe lopată, pui mâna pe roabă, pe cricket, da, pe aparatul de sudură și în loc să iei sistemul de aluminiu care este scump, îți faci un umbrar, în loc de viță de vie, îți faci un umbrar din panouri fotovoltaice și din cornier și dai și cu pensula de bani ăștia. Și de-aia și își merită banii instalatorii, n-am nimic cu ei, pentru că comoditatea se plătește. Punct. Da, deci cine e comod o să dea probabil 30.000 de euro sau cât. Nu, este de 3 ori 100 de milioane. Da. De două ori, deci n-ai cum, nu-ți vine nimeni gratis. Da, și nu este nimic de legat deosebit. Dom'le, da, la invertorul ăsta care vorbesc eu, hibridă, generație nouă, care merge și fără baterii, care costă 5.000 de lei, se leagă toate panourile în serie, deci doar le legi între ele toate, da? Și la capăt vin invertor cu el. Da, ai plusul și minusul de legat, atâta, dar să ai grijă să nu te curentezi, că ai deja 400 de volți curent continuu și mai bine legi la apusul de soare sau foarte devreme când ele nu produc și atunci ești mult mai safe. Ai două fire de curent continuu care trebuie să legi în invertor și ai trei fire de curent alternativ. Toată lumea și-a făcut un ștecher și știe ce înseamnă împământare, nulul și fază. Deci asta e tot, n-ai nevoie de niciun act de la nimeni pentru că este un sistem teoretic off-grid, da? Dar tu bagi și Enel-ul ca atunci când vine un nor deasupra să tragă în continuare de la Enel și să-ți continue încărcarea mașinii electrice, că tu de-aia ai băgat-o la încărcat, nu să-ți tragă doar de la soare, să te poți baza pe acea mașină că e full în momentul când te urci în ea, când anticipezi tu că este full, da? Să nu ai surprize. Și de asta spun despre hibride și nu ai nevoie de acne nimic, 100 de milioane, chef de muncă, să lucrezi cu betoniera și ai propria pompă de benzină, motorină la tine în curte. Atât este ridicol, suma este ridicol, 2500 de euro să ai așa ceva și să-ți producă curent de 25 de milioane. Și revenind la treaba asta, ce se întâmplă cu când nu bagi mașina la încărcat? Păi odată ce nu bagi la încărcat, e bine să-ți pui niște baterii gel amărâte, ordinare, dar niciun caz să încarci noaptea cu ele și să o configurezi, că are mai multe moduri invertorul ăla de funcționare, să configurezi să rămână doar bateriile full pentru căderi de curent. Și doar când ziua, când 5-3 minute, 10 minute cât e un nor, să stragă și din baterii dacă vrei, dar nici de cum să vii seara să încarci din bateriile alea, că le arunci. După 4 ani, 3 ani, le-ai aruncat astea cu gel. Și unde rămăsesem la... Ce alte dezavantaje mai sunt? Așa, după ce ți-ai încărcat mașina, curentul ăla e păcat de el. S-a încărcat și bateriile și le ții încărcate tot timpul pline și ce faci? Păi, în primul rând, te ajută să reduce curentul nu total, ci cel puțin jumătate sau cel puțin o treime spre jumătate factura, din factura la casă. Deci, automat, dacă dai 3 milioane, 1 milion, 1 milion jumate, automat a tras o parte din putere, a tras-o și de la sistemul fotovoltaic. Și dacă tot ai putere atât de mare, că în general o casă consumă 250 de W spre 400 de W. Și tu ai un sistem fotovoltaic de 100 de milioane care îți produce 2500 de W. Ce naiba faci cu restul de 90% din putere care o produce? O bagi într-un boiler de apă caldă, frate. Și automat îți mai reduce și vreo 80 de lei la gaz. 80 de lei ori 12 luni, că mie așa îmi place să mulțesc orice abonament la telefon și orice cost, cu 12 luni. Și o să vezi că, de fapt, îți plătești impozitul la casă, impozitul la mașină, în loc să dai banii la gaz cu boilerul ăla care încălzește apa caldă, nu mai dai la gaz, îți plătești alte facturi. Da, asta e o gândire sustenabilă și așa cred că asta am zis și eu în prezentările mele, că e bine să spui problema să faci așa ceva dacă vrei să fii eficient până la capăt. Din păcate, doar pentru jumătate din populația țării vorbesc eu acum. Că eu am... Cei am, de la bloc na. Vin în... Acum o să fie o diferență mare. Deci ajută foarte mult cei care stă la casă și nu este soluție pentru toată lumea.
Eu am făcut niște estimări de cost mergând cu mașinile astea, m-am pus pe mine, Deci, unde nu am niciodată hai să, hai să, hai să despicăm firul în patru, că tu m-ai racolat de pe secțiunea de comentarii, m-ai pomenit de mine, pentru că o țață, ți-am despicat firul în patru la toate clipurile tale legate de electrice. Anul trecut m-a scutit 240 de milioane zoele, pentru că dacă aș fi mers cu Passatul 30.000 de kilometri, atât era motorina și cu două revizii. Exact. Cu două revizii. Da. Din cei 140 de milioane, trebuie să rețină toată lumea că undeva între 25 de milioane, 30 de milioane, m-ar fi costat curentul. Da? Deci chiar și fără sistem fotovoltaic. Atâta m-a scutit pe mine sistemul fotovoltaic. Doar 25-30 de milioane. De unde vine restul? Din diferența de ineficiență a fosilelor față de electrice. Și electricele au pierderi. Zoe este campioană, e cea mai proastă la pierderi. Invertorul din interiorul la Zoe are undeva între 13 și 9% pierderi la încărcare, iar dacă o calci blană, asta înseamnă descărcarea bateriei și același invertor mai pierde undeva încă 13%. Da? Deci înseamnă 27%, 26-27% pierderi prin încărcare și descărcare, adică de la priză până la roată. Da? Uite că, na, nu e chiar așa. Sunt posesor de electrică, dar cu drag vă spun toate dezavantajele la o electrică. Doar Zoe are treaba asta datorită IGBT-urilor foarte ieftine. Vlad, zici și tu ce ai observat din punctul de, din perspectiva omului care locuiește deci la bloc. Deci eu m-am pus chiar în locul meu, zic cum e, cât costă pe mine, cât m-ar costa să merg cu mașina asta. Și am găsit, ca orice om, e clar, acasă n-am cum să încarc. Deci, cu bani, că gratis foarte rar poți să încarci în afara casei și să încarci, de fapt, în mod palpabil, eficient, pentru că e vorba de timp. Am găsit, de exemplu, odată la Dedeman o stație de încărcare gratis, numai că avea o putere mică și pentru 50% încărcare, adică de la 50 la 100%, trebuia să stea 7 ore jumate. Deci era clar, out of the question, treaba asta, să stau în Dedeman 7 ore să încarce mașina gratis. O să intervin? Yes. Vreau să spun de ce Zoe e deosebită de tot, din 2-3 podcast în coace, vreau să spun de ce încarcă cu 22 Zoe față de restul mașinilor. Care tu ai avut problema cu onboard charger-ul. Zoe nu, păi da. Nu are Zoe nu are onboard charger. Știi? Păi și cum face conversia de păi asta de tot m-am dus cu vorba și n-am spus de ce e revoluționară și a fost până luna trecută campioana Europei la vânzări. Avea 40 și ceva maxim parcă. Da. Eu am la Zoe de 4, poate să încarce, deși baterie de 22, poate să încarce cu 40 pe curent alternativ, dar au renunțat cu modele mai noi și e de înțeles treaba asta pentru că sar de invertor. Și aici vreau să spun, Zoe nu are onboard charger, pur și simplu baterie curent continuu, motorul funcționează curent alternativ, are neodim, este un motor extraordinar de bun, al meu este făcut de Continental, după care Renault a venit cu modele mai noi care sunt foarte mândri și au scris acolo Renault că sunt făcute de ei, sunt mai eficiente decât al meu. Conversia respectivă o face invertorul, acel țiuit. Chiar dacă oprești băzăitul ăla de îngeri de acolo, tu auzi țiuitul, e foarte important pentru mine țiuitul, e suficient, nu e o mașină izolată fonic chiar deloc. Când trântești ușa, practic e același principiu. Adică un dispozitiv aflat în mașină face conversie de la curent alternativ la curent continuu, în cazul tău pe 44 de kW maxim. Sau cât ce a fost, atâta am regenerarea. Atâta, când eu am bateria caldă și încărcată doar pe jumătate, am minus 41 în bord maxim. Tradus treaba asta, în București recuperez o treime din motorină prin frânare. Deci, cu cât ai regenerarea mai puternică, de exemplu, Kona are 80, minus 80 de kW, Tesla are minus 125 de kW când frânezi, cu cât ai regenerarea mai puternică, cu atât aduci înapoi în baterie, mai vorba mai bine, bine da. Recuperezi foarte mult. Și ți arată pe OBD, vezi toți kW de când ai cumpărat mașina, cât ți-ai recuperat și este o cantitate foarte mare.
dacă mergi în oraș la drum lung, făcând coasting, n-ai ce să regenerezi. Doar dacă e la vară. Bun. Zoe e deosebită și a fost campioană la vânzări datorită faptul că nu are onboard charger. Odată că mai reduci din greutate, care oricum este extrem de mare, deci e agilă toate cele, dacă n-ai dat într-un spin bumper, atunci imediat îți dai seama cât de grea e. Asta se întâmplă și la Tesla și la toate electrice. Da. Zoe ce face? N-are onboard charger, adică nu are încărcător separat ca să bași curentul de la priză în baterie, pe înțelesul tuturor. Și ce face el? Decuplează, când stai și te o duci la încărcat, decuplează motorul. Deci avem bateria, motorul și capul meu, să zicem că este invertorul. Tu când mergi, sunt toate conectate între ele. Când ajungi la stație de încărcare, motorul este deconectat și ce face? Și pe una leagă... din faze e bateria, probabil. Nu, pe toate cele trei faze, pentru că tu ai 22 de kW. 22 sunt oferiți de trei faze de 7 kW. Nu are să aibă 3 kW, de asta zic, în trei faze în baterie. Că bateria are o singură fază. Da, este o singură fază. Și aici avem trei de la motor. Și el decuplează toate trei și poți conecta la stație rapidă toate trei și ai 22 de kW sau poți să conectezi la priză casnică pe o singură fază 3,6 sau chiar 7 kW pe mufă albastră. Da? Ei, asta e toată șmecheria și stețimea celor de la francez. Nu mai există altceva care face treaba asta. Și acum o să ne punem întrebarea, de ce naiba restul producătorilor nu fac același lucru care face Zoe? Odată a renunțat capul meu, invertorul, care e de 40 de kW, au început să se ardă. Da, și au renunțat la tai. Mare acolo. Și eu când prind o stație, cum este la carportul de la aerogării, și eu aș putea să încarc cu 41 pe stație și mă dau lângă la porturile de 22 de kW alea verzi, tocmai ca să nu ard invertorul, da, capul meu. Da, să nu supra-solicit. Mai ales vara, iarna poate mai riști. Și în primul rând că degradez foarte mare. E o rată de C2 se numește, pentru că eu am baterie de 22 și bac cu 41. Exact, de două cu C-urile, ori. Da. Și odată că degradez bateria, odată că am văzut un Zoe ars, că am încercat să ajut pe cineva, avea invertorul ars. Tocmai de-aia, pentru că era varianta cu 41. Și există și Zoe de 40 de kW baterie, care și el are încărcare de 41 de kW. Se numește Q90, dacă nu mă înșel. Și avea degradată foarte tare, pentru că de unde a luat-o folosește în ride sharing și avea, mai am intrat eu cu OBD-ul că n-avea și nu știa și era, avea 70 ceva, 76% de state of health, stare de sănătate a bateriei și tocmai de asta, datorită faptului că încărca pe Type 2 rapid, de unde a luat-o după în străinătate de acolo, foarte mult. Eu nu fac treaba asta. Și încărcările pe curent direct, la fel sunt. Ei, și ne întrebăm, bun, și ne întrebăm de ce nu au făcut și restul producătorilor treaba asta, pentru că odată sunt reduceri de costuri, nu mai ai nevoie de onboard charger, da? Și odată că bași mult mai mult, adică la 11 kW, la 7 kW, eu nu stau la o stație rapidă. Păi știu, de asta am zis și în la 11 kW trebuie să ai răbdare de fier, la 22 de kW 25-35 de minute din viața mea se merită să stau acolo. Da, nu stai 4 ore. Stâncat. Da. Bagă suficient. Mai este avem foarte 5 simplu. Deci, minute, domnilor. Da. Este simplu. Deschid calculatorul. 22 de kW, 22.000 de W, împart la un consum de... Împărțit la 130 de W pe kilometru. Și înseamnă 22 de kW încărcare rapidă la Zoe, înseamnă să încarci cu 170 de km pe oră. Da? Ei, acolo e o viteză la care se merită să stai. Da, adică eu... De ce nu au făcut restul producătorilor treaba asta să decupleze motorul și să bage curentul direct în invertor ca și cum simulează o regenerare? Tocmai datorită ineficienței. De-aia spuneam că am 13% pierderile. Pierderi. E campioană la pierdere. Tocmai de asta. Și... onboard chargerele alea care sunt băgate în banchetă pe undeva pe acolo au eficiență mult mai mare, au IGBT-uri mai puține, da? Dar de calitate. Eu m-am uitat concret la ce am condus eu, niște vehicule de la PSA care folosesc un motor de 100 de kW, 260 de Newton, baterie 50 de kW, cât m-ar costa pe mine să merg cu alea. Și cea mai ieftină metodă
cu bani, pentru mine este încărcarea de la benzinăria MOL. Pentru că acolo încarci pe sesiune și oricât curent bagi, fie că bagi un kilowatt sau 500.000 de kilowatt, tu plătești 29 de lei pe curent alternativ, care e mai lentă încărcarea, sau 44 de lei pe curent direct. Și concret în cazul acelei mașini, la un consum mediu de vreo 16 kWh pe care îl obții oraș plus DN-ul, la mers din ăsta de viteze legale, te costă undeva la 10 lei, între 10 și 15 lei pe 100 de kilometri, folosind această metodă de încărcare. Dacă folosești niște prize Renovatio care au ceva de genul 1,45 lei per kilowatt la curent alternativ sau 1,95 lei la curent direct, costul se duce între vreo 21 și 30 de lei. Și acolo, evident că plătind per curent consumat, te va costa mai mult. Mică. Facem o paranteză mică. Tu când pleci, da, la tine la bloc, da, când pleci de acasă, ai deja bateria full și poți să mergi 150-300 de kilometri până la stația respectivă. Acolo dai mult, dar nu încarci full, pentru că faci calculul până la destinație și încarci doar adică 10-20-40% din baterie. După care acolo, când ajungi acasă, iar o încarci la un preț de 0,65-0,70 de lei kilowatt. Și când te întorci, faci exact aceeași treabă și practic tu, din tot drumul de 500-800 de kilometri, ai doar o treime plătit la tariful ăla și știu treaba asta. Eu am calculat strict cât dar ar costa în cazul tău, cu autonomie întreagă, știi, și fără să încarc de acasă, deci fără să am vreun fel de trebuie să fac paranteza asta, pentru că sunt jumătate din oameni care stau la casă. Domnilor, și păi cam asta a fost, că s-a cam dus timpul. Da, s-a dus timpul și ne închidește. Eu vă mulțumesc. Cred că ne oprim aici. Probabil o să găsim o altă sâmbătă în care putem înregistra. Am înregistrat deja 3 emisiuni, să le zicem oamenilor. Cu ocazia asta, lăsați-ne în comentarii unde vedeți voi dezavantajele mașinilor electrice și dacă se poate așa fără o abordare de oameni maturi, fără multe înjurături, dacă s-ar putea, ar fi ideal. Până data viitoare, vă urez multă sănătate. La revedere! Mai bine! La revedere!